24 de ore o să trăiesc într-o casă obișnuită cu oameni. Ei cred că și-s dimniți de fericire. Însă și Barbie vine la ei în ospeție. Am uitat să repet cum se lasă un autograf. Dar eu doar sunt Barbie. Ei se vor bucura de orice mâzgălitură. Aceasta e casa în care trăiesc oamenii? Dar de ce sunt pereți? De ce nu e roz? Poate am încurcat adresa? Ba nu, adresa nu am încurcat-o. Dar de ce totul e atât de sumbru? De parcă vopseaua roz a încetat să se vândă. Poate înăuntru totul e mult mai bine. Salut! Salut și atât? Dar ce încă? Aaa! Cum adică, dar ce încă? Eu sunt Barbie adevărată! Vă ce, nu m-ați cunoscut? Oamenii visează să mă vadă! Ce ține de mine? Eu visez să devin milionar! E colega ta? Sunteți nesimțiți! Eu de fapt sunt Barbie! Of, pardon, Barbie! Dar prietena ta, Monster High, va veni mai târziu? E Barbie reală! Ții minte, mama zicea că va veni la noi pe o zi! O, mama mult vorbește! Eu încetez să o ascult după a treia propoziție! Voi așa și o să stați și o să vorbiți? Oare nimeni nu mă va ajuta cu valiza? Sau pe tine, Ken, nimeni nu te-a învățat bunelor maniere? Ken? Bine, intră! Oh, în sfârșit! Dar eu unde o să trăiesc? Aici, la daia aceasta. Nu, cred că ai înțeles greșit. Eu doar sunt Barbie. Am nevoie de o daie roz de păpuși. Dar aici totul e cam sumbru. Noi nu avem nicio daie de păpuși. Și cum trăiți cu asta? Obișnuit. Noi trăim într-o casă obișnuită și nu de păpuși. Așa că primește ceea ce este. Vorbești atât de nepoliticos. Bine, inventez eu ceva. Ce culori? Cum pot oamenii trăi în așa nuanțe? Ai simțul născut al gustului. Chiar dintr-o odaie sură am reușit să fac ceva frumos. Și ultima. Acum miroase a viață dulce din plastic. Miros
colosul ca acasă. Miroase a viață frumoasă și fără griji. Interesant. Oare de ce oamenilor li este interesant să știe ora? Dacă totul e logic. Te-ai trezit, micul dejun, timp liber și apoi petrecere până dimineața. Salut, Barbie! Cum te-ai acomodat? Mie îmi pare că oamenii sunt mai ciudați decât credeam, dar mă deprind. Te grabă-i prânzul, deci vină la bucătărie să mă ajut să gătim. La noi, la Barbie Land, se discută că oamenii își bagă mâncarea în gură. E adevărat, altfel cum poți mânca? Prin picurătoare e și mai ciudat, după mine. Bine, acuși vin. Te aștept. Asta începe să mă sperie deja. Dacă ei mănâncă în realitate, atunci ei merg și la viciu în realitate. Ce coșmar! Wow! Ce faceți? Gătesc mâncare. Nu ai văzut așa ceva niciodată? La noi totul e altfel. Din sticla cu lapte, nici lapte nu se toarnă. Deci, am să te învăț eu. Acestea sunt legume și trebuie tăiate așa. Privește! Oho! Dificil! Și eu despre asta! Eu încă nu ți-am arătat cum se curăță oul de coajă! Coaja mereu se lipește de albuș! Oh, interesant! Vezi, poate o să-ți placă. Merg să aduc vesela de sărbătoare. Asta ce e? Ce praf alb și frumos! Cred că e pentru decor. Așa e mult mai frumos! Ce faci? Te-ai descurcat? Chiar foarte! Cred că aș putea fi Barbie bucătar la Barbie Land. Acum să gustăm ce ai gătit. Sunt foarte frământ. O mâncare! Mă simt ciudat. Mă doare aici. Cred că ești frământ de asta și te doare. Nu am simțit așa ceva niciodată! Mereu te săturai? Ba nu! Invers! Niciodată nu am mâncat! Dar acum, cred că înconjurată de oameni, mă transform în om coșmar! Ea chiar crede că e Barbie și nu e om? Ca tare, da, ea chiar e Barbie! Ce salată e asta? Barbie a făcut-o, după rețeta mea. Ce gustos! Deodată se simte rețeta ta! Barbie, tu de ce nu mănânci? Gustă roșia, e foarte gustoasă! Niciodată nu am mâncat mâncare pentru oameni! Dar tu gustă, nu e nimic greu! Pur și simplu, repetă după noi! Thank you.
Vezi? Am zis că o să-ți placă. E foarte gustos. Barbie, de ce te plictisești aici? Plictisesc? Ești tristă. Să mergem să ne distrăm. Să ne distrăm? Asta îmi place. Am nevoie doar de câteva minute. O așteptăm mai bine de o oră. Poate se simte rău. Ai văzut cât am mâncat la prânz. Cum arăt? Ciudat, de ce te-ai îmbrăcat așa? Păi, mergem la plajă. Sau la voi, așa look deja nu e la modă. De unde ai luat că noi mergem la plajă? Păi, a zis să ne distrăm. La noi, la Barbie Land, din distracții, avem doar plajă și petrecere. Pentru petrecere încă e prea devreme. Am zis că v-ați gândit la plajă. Tu încă nu te-ai distrat niciodată cu adevărat? Nu ai sărit prin bultoacă? Nu ai făcut prank-uri vecinilor? Nu am făcut așa ceva niciodată. Deci noi îți vom arăta. Scuipă! Asta e distracție la voi? Să te măsori cine mai departe scuipă? Bravo! Ai câștigat! Ce sumbru! Acum și arunc încă acest sacou negru și va fi perfect! Barbie, ce faci? Sunt gata să primesc mulțumiri. Dressing-ul dumneavoastră a fost vizitat de un expert de modă gratuit. Sper că acest expert vă zice că la mine și așa totul e perfect. Ba nu, mai bine! Am aruncat toate hainele de culori plictisitoare. Acum sunteți deschisă la ceva nou. Și ele costă foarte mult! Alex, vino mai repede! Ce s-a întâmplat? Fugi repede, domnule Ron, după hainele mele! Oh, n-am știut că le păstrezi acolo. Totul mulțumită mie! Mai repede întoarce-le până când boschetarii nu le poartă! O să avem cei mai stimați boschetari în regiune. Mulțumesc că ați vizionat acest video! Dați like și abonați-vă! Și scrieți ce alt personaj să invităm la noi acasă!